Bună seara, bine ați venit la Back in Business, emisiunea care trece în revistă știrile economice ale zilei și ale actualității. Desigur, ca de obicei, vă invit să citiți pe profit.ro știrile acestei seri și o să vedeți pe profit.ro. Radeta a intrat în faliment, este sigur o știre interesantă, dar de altfel așteptată, pentru că am discutat chiar aici la Back in Business cu Gabriel Dumitrașcu despre intrarea în faliment a Radetului. Se va muta toată această companie, să spun așa, pe două firme, din câte am înțeles, una municipală, o altă companie făcută special pentru a prelua o parte din activele și de activitatea Radetului. O altă știre este legată de forța de muncă din Pakistan, care înțelegem de pe profit.ro că va veni masiv, cel puțin așa spune profit.ro, în acest an în România. Vom vedea ce se va mai întâmpla. Încă o dată vă invit să citiți pe profit.ro știrile zilei și ale serii. Noi discutăm astăzi cu un antreprenor, pentru că dacă tot suntem la Back in Business, discutăm despre business în seara aceasta. Nu vom evita nici subiectele de actualitate. Vom avea și un telefon cu purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, pentru că astăzi la BNR a avut loc o zi a porților deschise. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Însă, pentru început, invitatul din această seară este domnul Eugen Voicu, antreprenor, da? Spunem așa, pentru că o să facem și poate și un pic de istorie așa recentă. Mulțumesc pentru prezență, domnule Voicu, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bun, domnule Voicu, ați plecat la drum, să spunem, relativ recent, da? Sunt un an, jumătate, doi, nu mai știu, o să ne spuneți dumneavoastră, când ați pus pe picioare o companie, eu îi spun o companie, înțeleg că lucrurile sunt un pic mai interesante, mai complicate, care a investit în agricultură. Să plecăm de la știrea zilei, să spunem, știrea zilei. Aveți dreptate. Compania s-a înființat acum un an de zile, însă proiectul în sine a început acum 2 ani. A fost un an de pregătire, care a fost un an destul de intens, pentru că aveam ședințe săptămânale în fiecare miercuri cu echipa de promotori și ulterior fondatori ai acestui business și ne-am ținut foarte serios de aceste ședințe. Ne vedeam o dată pe săptămână cu regularitate. De unde a venit ideea până la urmă? Sigur că nu e ceva foarte special. Până la urmă, cred că mulți dintre antreprenorii din România au poate o țintă mai mult sau mai puțin urgentă de a investi poate în agricultură. Dar asta chiar ați făcut-o împreună cu o echipă mai completă și o să explicați. Da, ideea este mai veche și noi am plecat acum 3-4 ani pe un drum în care ne interesau investițiile în terenuri. Să zicem modelul pe care l-a avut Rabobank în România și am explorat atunci ce înseamnă acest tip de investiție pentru anumit... Terenuri, vă gândeați pentru dezvoltări realiste, imobiliare? Sau vorbesc de terenuri chiar agricole, da. Și atunci cine a luat-o din timp, probabil că a făcut bine, pentru că era un moment în care prețul terenurilor era încă foarte mic și gradul de apreciere urma să fie mare și s-a dovedit acest lucru. Însă, acum de ani de zile am acceptat o întâlnire la rugămintea unui prieten cu un arhitect care voia să se apuce de agricultură. Și, sincer, am făcut-o pentru că m-a rugat prietenul meu cu gândul că cei care ne-au trimis prezentarea, cu siguranță nu știu cât de greu este să abordezi un asemenea proiect. Uh-huh. Surpriza cea mare a fost că, de fapt, acest domn arhitect era foarte la curent cu acest tip de business, pentru că avea deja o experiență de 7 ani într-o relație de familie cu socrul dumnealui, care este un fermier de anvergură, da, în județul Călăraș. Și atunci, pe loc, mi-am dat seama că, de fapt, merită să avem niște discuții serioase și dânsii au venit la noi doar ca să-i finanțăm, iar noi am încercat să dezvoltăm acest concept. Dumneavoastră fiind atunci la CertInvest sau da, să spunem că ați fost sau mai sunt, nu mai sunteți acum, nu? Președinte la CertInvest? Sau? Sunt acționarul majoritar, pot să spun majoritar. Că e compania mea în ultima instanță, dar într-adevăr e o legătură între CertInvest și acest proiect, pentru că noi la CertInvest urmărim să ne extindem pe diverse alte sectoare și ne plac investițiile de tip alternativ, cum este și aceasta în agricultură. Mi-aduc aminte că, eu știu, câțiva ani în urmă discutam apropo de investiții alternative, știu că ați făcut la CertInvest un fond bazat pe un fond de artă. Investiții în artă, da. El a artă,
ca orice fond de investiții în artă are o durată de timp limitată și a fost un proiect pilot pe care l-am desfășurat pe perioada 4 ani. Dar a ieșit foarte bine, înțeleg. Și a ieșit bine, să zicem, sub așteptările noastre care erau foarte optimiste, dar evident a ieșit bine, randamentul a fost undeva spre 8% pentru investitori. Bun. Era doar sigur o paranteză ca să vedem că, într-adevăr, cum l-a spus, investiții alternative, sunteți, din acest punct de vedere, încercați astfel de lucruri și nu că încercați, le și duceți până la capăt. Bun, deci și acest domn arhitect despre care ne-ați vorbit a rămas se află și acum în echipă sau a fost este doar șeful de proiect, da. Putem spune că îi aparține proiectul în cea mai mare parte, sigur că da. El ulterior n-a venit singur în acest proiect, ci ne-am cunoscut cu toată echipa pe care o avea în jur și am descoperit cu bucurie că există și un consultant, Robert Maxim, cred că pot să dau și nume, care are o mare firmă de consultanță și era implicat deja în acest proiect în calitate de fondator. Am găsit în această echipă și un CFO, Alex Covrin, care are o experiență, a lucrat la Pioneer, cei cu semințele, nu? Da. Cei din servicii financiare. Uh-huh. Și după aceea la Velpitar, deci venea din domeniu, putem spune, și încă un arhitect care este în echipa noastră în continuare astăzi și care se ocupă de partea de dezvoltare și administrare a terenurilor. Ok, deci sunt oameni care, să spunem, mai mult sau mai puțin au avut unii dintre ei tangență mai mare sau mai mică, cum spuneam, nu cu zona aceasta agricolă, dar care nu sunt în sine fermieri, adică sunt totuși oameni care au lucrat, spre exemplu, spuneați de domnul de la Pioneer, a lucrat la birou la o companie, dar știa despre ce este vorba totuși, nu? Sau știa, da, sigur că da. Modelul de business, dacă putem spune așa? Modelul de business, cum vă spuneam, l-am construit. Uh-huh. Și, de fapt, am evoluat de la a finanța doar o companie care să aibă un model de business mai limitat decât cel pe care îl avem astăzi, la o companie holding care și-a propus ca după 3 ani de zile de activitate să se și listeze pe bursa de valori și să crească în continuare atrăgând resurse financiare și prin oferte publice. Și lucrul acesta sunt convins că se va întâmpla pentru că toți investitorii cu care am discutat și care au acceptat să devină parteneri în acest proiect apreciază lucrul acesta pentru că e o deschidere pe care o arătăm și o transparență, cum probabil mai rar se găsește în sectorul agricol. Și există și alte avantaje, cum ar fi posibilitatea de exit, o lichiditate, o evaluare corectă a acestei afaceri. Și nu în ultimul rând, este vorba și de capacitatea de a atrage noi parteneri, fermieri de data aceasta, cu ferma pe care o dețin în proprietate, care poate fi evaluată și ei vor primi probabil o parte de cash într-un procent mai mic și acțiuni în această companie listată într-un procent mult mai mare. A, deci ideea este de a atrage și alți fermieri și de fapt alte ferme, să spunem. Sigur că da. Un pas ulterior va fi acesta. Ele trebuie să fie fizic una lângă acolo, în aceea zonă, sau poate fi și o fermă, aduna să înțeleg că este în județul Teleorman, nu? Sau da, fermele, s-a întâmplat. Am avut nu e un păcat vedere, atât de mare, nu? Nu. Am avut în vedere 7 ferme și s-a întâmplat ca tranzacția să o facem cu un cetățean spaniol care a administrat 2800 de hectare și pe care le-am preluat noi în anul trecut, cum vă spuneam, din care cam 15% sunt în proprietate. În rest vorbim de contracte de arendă și, ca să vă faceți o idee, avem peste 1500 de asemenea contracte. 1500? Da, nu e foarte deci simplu de gestionat până la urmă, nu? Nu e ușor, da. Înseamnă însă că terenul este relativ fărâmițat ca proprietate, nu acolo, adică nu. Dacă la 1500 de sau... Nu, nu, dimpotrivă, gradul de comasare este foarte bun. Aha. Extremitățile, să zicem,
terenurilor noastre pe care le avem sunt la 20 de kilometri distanță una față de cealaltă. Deci într-o rază de 20 okay, de kilometri, ceea ce este foarte nu, bine. Mă refer la, dacă sunt 1500 de contracte, înseamnă că sunt 1500 de mici proprietari acolo? Exact, pentru că media este undeva la un hectar și bun, ceva. Important e că ați comasat, asta e important, nu? Și am găsit toate lucrurile acestea comasate, nu a fost efortul nostru. Aha. A contat acest lucru, nu? Adică, sigur că da, evident. Sigur că da. Da, pentru că să continui să răspund mai la subiect, ne interesează zona de sud, într-adevăr, ca să păstrăm o anumită zonă geografică, însă depinde foarte mult și de dimensiunea fermelor pe care le-am putea achiziționa ulterior. Un optim pe care l-am luat noi în considerare este de 2000 de hectare. Deci dacă, evident, plus minus, o fermă care are 2000 de hectare deja poate fi considerată ca un nucleu care poate fi administrat eficient din punct de vedere al dotărilor și al resurselor umane. Agricultura înseamnă tehnologie, tehnologia înseamnă utilaje performante și dacă n-ai o suprafață de 2000 de hectare aproximativ, aceste utilaje performante devin prea scumpe și nu se justifică să le ai în proprietate. Da, da. Acesta este, să spunem, analiza pe care ați făcut-o dumneavoastră, da, și care înțeleg că pe care cred că o fac aproape toți fermierii, nu? Da, fermierii. Trebuie să o aibă în vedere cam toți. Din acest punct de vedere, înțeleg că vă apropiați de, sau nu știu, veți intra în acel club așa al fermierilor mari din România. Avem câțiva mari fermieri, din câte știu, fie români, fie străini, am văzut, nu? Care au dezvoltat astfel de ferme, cred că poate pe principii apropiate sau la fel cu dumneavoastră. Nu mă refer la zona de management, ci la zona de terenuri care sunt în arendă, coagulate și așa mai departe. Da, ținta noastră este să avem cel puțin 20.000 de hectare după primii 5 ani de funcționare. Ok, cred că o țintă, nu știu dacă ambițioasă sau nu, probabil că veți putea să o atingeți sau... Noi sperăm să o și depășim. Și vă spun asta nu pentru că doar ne dorim lucrul acesta, ci deja suntem conectați în acest segment de business și sunt foarte multe propuneri de colaborare, de creștere ulterioară și uneori chiar suntem nevoiți să zicem pas deocamdată, pentru că vrem să ne focusăm pe scheletul acestei viitoare mari companii și ea trebuie clădită din temelie foarte atent și cu multă grijă. Vă dați seama că noi putem spune că suntem aproximativ un startup, pentru că nu aveam o activitate anterioară similară, dar și o bună parte din angajați sunt recrutați de noi din alte părți. Evident, când am preluat fermele, am preluat și personalul și în mare parte lucrăm și ne bazăm pe oamenii pe care îi găsim odată cu achiziția pe care... De acord cu ideea de startup, poate, nu știu, o precizare sau nu, e un startup care totuși a putut să consolideze niște bani care să poată fi, o niște sume care să poată să înceapă astfel de, nu, de investiții, o investiție sau chiar și lucrările să financeze aceste hectare și această companie. Nu? Spun asta pentru că în mintea mea de multe ori startup-ul se confundă cu o companie care pleacă cu o finanțare destul de mică, destul de redusă. Sigur, dar de asta suntem... Dar e un punct foarte pentru dumneavoastră, nu e un neapărat un lucru. A făcut negativ. Parte din planul nostru inițial și chiar m-am bucurat când am văzut că avem expertiză pe partea de operațională, să zicem, de exploatare și de administrare a unei ferme. Noi am venit cu partea de investiții și relații cu investitorii, iar un alt grup de acționari sunt pe zona de consultanță și facem, din acest punct de vedere, cred că o echipă foarte bună, ne completăm foarte bine. Vreau să vă spun că noi deja funcționăm ca și o companie listată, pentru că în continuare ne vedem cel puțin o dată la 2 săptămâni și avem niște ședințe de bord cu minute care se încheie de fiecare dată, cu o transparență și cu mesaje către investitori pe care cred că foarte puține companii în România le practică, dar noi venim din zona asta de piață de capital și chiar vrem să facem lucrurile cât de bine se poate. Nu este prea ambițioasă această țintă? Spuneați că în 3 ani, dacă am reținut bine, ați dori să fie listată la bursă compania?
Nu, pentru că în 3 ani de zile ne creăm un istoric propriu și de fapt de aceea am și ales acest orizont de timp de 3 ani. Iar ulterior, compania, evident, va avea o poveste poate mult mai atractivă, fiind o companie deschisă, și cred că vom avea niște investitori interesanți din zona de servicii financiare, fonduri de pensii sau chiar investitori instituționali, cum ar fi Baird, IFC. Nu cred că pe zona lor de interes și din explorările pe care le-am făcut până acum, suntem convinși că nu greșim, intrăm în sfera de interes a acestor instituții. Uh-huh. Pentru că agricultura este o afacere în care, cu toate riscurile pe care le vezi de la mare distanță, nu prea poți să pierzi bani. Ah, poți să câștigi mai puțin. Interesant, pentru că dacă asculți un agricultor din acesta, să zicem, cu mai mare experiență, ca să nu spun altfel, totdeauna sunt o serie întreagă de... Vorbesc de foarte mult despre riscuri, mai puțin despre victorii. Sigur, nu, așa este. Sunt riscuri, evident, dar noi suntem obișnuiți să administrăm riscuri. Trebuie să le înțelegi și să le administrezi. Și vreau să vă spun că, pe de altă parte, trecând peste acest fon sonor în care toată lumea se plânge și nu știu dacă motivele sunt întotdeauna bine întemeiate, în agricultură, din câte am înțeles până acum, urmează să și constatăm, probabil, în mod direct, lucrurile se compensează. Nu există fenomene meteo care să dureze 6, 7, 8, 9 luni. Adică o secetă sau... Dacă este exact o secetă sau un sezon ploios, îți afectează o parte din culturi, cele de primăvară sau cele de toamnă. Și, de regulă, producția se balancează. Exemplul de anul trecut a fost un an foarte atipic, foarte ciudat. În din care, punct de vedere meteo, spuneți, nu? Da, da, în care rapița nu s-a făcut aproape deloc. Anul acesta, la fel, în mare parte este compromisă cultura de rapiță, dar s-a compensat cu rezultatele bune la orz și prețul în piață foarte bun la orz și porumbul și floarea soarelui. Deci, evident, vorbim de o strategie de planificare a culturilor, de o rotație a culturilor la un moment dat, și în felul acesta cine are și utilajele necesare la timp, pentru că e foarte important ca în ferestrele pe care ți le oferă natura să poți să recoltezi, să zicem, în câteva zile toată recolta, dacă ai utilajele performante de care vorbeam mai devreme. Altfel, poți să pierzi foarte mult pentru că n-au venit prestatori de servicii sau ți s-a stricat combina mai veche și n-ai reușit să o repari în timp util și a venit ploaia. Ok, mi se pare foarte interesant, pentru că acum mi-aduc aminte că ne cunoaștem de ceva timp, de mulți ani, și mult timp dialogurile cu dumneavoastră erau legate de piața de capital, de instrumente financiare, de acțiuni, de obligațiuni. Acum mă bucur că discutăm despre rapiță și despre, cum spuneați, nu? Despre combine, tot despre sau... o companie pe care o vom vedea pe ajungem bursă la o companie, la un moment dat. Da. Nu, eu cred că este, de ce nu? Mi se pare foarte o idee foarte bună. Spuneți-mi un pic structura companiei, pentru că înțeleg că sunt două companii, nu? Sau cum ați creat, cum va funcționa această... Mecanismul este unul similar cu al fondurilor de private equity. Deci am creat o companie holding în care atragem investitori. Această companie holding se numește Hold Agri Invest. Este compania care deține toate activele. Ea cumpără ferme, utilaje sau alte companii care au la rândul lor aceste active în proprietate. Iar partea de management este asigurată de o companie de management. Noi, membrii fondatori de care spuneam, suntem 5 membri fondatori care au înființat compania de management și în baza unor relații bine definite între compania de management și compania holding, am atras alți investitori. Deci când sunt niște comisioane pe care le încasează compania de management, iar după 10 ani avem și un bonus de performanță. Ne-am stabilit acest orizont de timp tocmai ca să putem să dovedim în această perioadă performanța pe care o țintim. Pentru că în agricultură, într-adevăr, poți să ai, nu știu, un an, doi, poate trei ani slabi, dar va trebui să vină și un an bun.
aproape mulți, ca în economie. Mulți ani buni după aceea. Schimbăm un pic subiectul, pentru că l-avem acum la telefon pe Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României. Bună seara, domnule Suciu, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara! Dan Suciu, ați avut astăzi la Banca Națională, mie mi s-a părut o idee foarte interesantă, o zi a porților deschise. Dacă nu mă înșel, au mai fost astfel de hai să zicem, zi festive? Nu, BNR? Este prima dată când deci avem prima dată. Asemenea okay. inițiativă și trebuie să spun că avem porta deschisă, trebuia să închidem la așa, dar era încă foarte multă lume care dorea să viziteze și n-am închis nici acum. Am văzut, scuze-mă, dar... Mai sunt grupuri însă pe da. Care le ghidăm prin bancă să viziteze obiectivele pe care am decis să fie vizitate în această zi, adică Palatul Vechi al Băncii Naționale, cu cabinetul vechi al guvernatorului, cu vechea sală de Consiliu de Administrație, sunt toate reabilitate așa cum au existat acum 100 de ani, plus Muzeul Băncii, micul tezaur, o expoziție legată de istoria eleului, toate aceste elemente au primit foarte mare interes, aproape că ne-a surprins. Noi estimam undeva la sub 1000 de vizitatori, am avut, probabil vom avea undeva 2000-2500. Am văzut de dimineață, scuză-mă Dan Suciu, am văzut cozi efective, erau cozi formate deja pentru ca oamenii, vizitatorii să intre în Banca Națională, ceea ce mi-arată și mie că a fost o idee interesantă și binevenită. Da, așa interpretăm și noi, s-a stat și peste 2 ore pentru a intra în bancă. Cumva e firesc, banca este o instituție care, în ciuda tuturor, poate, și în ciuda tuturor criticilor, își păstrează prestigiu. Sigur că acest prestigiu beneficiază și de faptul că are un patrimoniu extraordinar. Imobiliar, muzeal, muzeistic, cum vreți să-i spuneți, și toate lucrurile acestea sunt de un interes imediat pentru public. E clar că va trebui să mai facem aceste zile, să mai deschidem porțile mai des la Banca Națională. De acord. Dacă, sigur că e greu să alegeți, dar vă întreb ca idee, cred că ați făcut turul măcar o dată, nu cu alături de vizitatori sau separat, care era, să zicem, zona cea mai interesantă, nu știu, micul tezaur, cum l-ați numit? Sau micul e greu tezaur, să evident, că aurul fascinează și când vezi acolo tipurile de lingouri pe care le poți găsi în tezaurul Băncii Naționale și monedele de aur pe care le deține Banca Națională, sau cel puțin parte, sigur că aici, acolo, scuzați-mă, acolo în tezaurul mic avem 50 de kilograme de aur. În Beciul Băncii Naționale sunt 40 de tone. E o mică diferență, dar e într-adevăr spectaculos să vezi aceste... În Beci n-a intrat nimeni, nu? În Beci n-a intrat nimeni. În Beci n-a intrat nimeni, nu? Deocamdată să... Deocamdată să... Din câte știu, n-a intrat nimeni, nu. Ok. Bun, încă o dată, foarte bună idee, mi s-a părut. Doar o întrebare pe această temă, o ultimă întrebare a mea pe această temă și o să mai vă rog să mai stăm măcar câteva minute pe tema legată de zona euro. Pe această temă, întrebarea era, i-ați văzut printre vizitatori pe domnii Daniel Zamfir și pe domnul Darius Vâlcov? Au venit și să vadă... Am văzut că vorbesc foarte mult. I-am primit cu drag. Poate că chiar vedeau că aurul e bine păstrat și că există o situație foarte bine stabilită în ceea ce privește rezerva de aur. Parte la muzeu, parte în Deci, parte la Londra. Și e grijită în toate părțile. De acord. Dar nu i-am văzut. Da, am înțeles. Și, poate sincer, nu mi-au lipsit, dar dacă ar fi venit, sincer, intram și eu cu ei într-un tur de prezentare a Băncii Naționale, pentru că poate că înțelegerea ajută. De acord, sigur că da. Doar o chestiune pentru a schimba un pic tema. Am văzut acum câteva zile, a fost o întâlnire la care a participat și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și premierul Dăncilă, pe tema, mă rog, adoptării monedei euro. Spuneți-ne, vă rog, doar câteva cuvinte legate de această întâlnire și am și o întrebare dificilă după ce deschidem un pic tema aceasta. Da, la Academia Română a găzduit
dacă vreți, lansarea raportului de trecere la moneda unică, raport făcut de o comisie condusă de premierul Dăncilă și de președintele Academiei Române, unde Banca Națională avea o poziție importantă de vicepreședinte. De asemenea, din comisia aceasta au făcut parte și reprezentanții ai partidelor politice și au încercat cu toții să constituie un program de trecere la euro, un studiu ce presupune această trecere, dincolo de elementele de convergență nominală pe care le știți, care sunt interpretările rezonabile din perspectiva unei convergențe reale. Studiul e disponibil pe site-ul Comisiei Naționale de Prognoză, care a asigurat secretariatul și, sigur, cred că reprezintă un pas important în stabilirea unui program concret de aderare. E un pas final, dimpotrivă, e un prim pas, dar un proces îndelungat, cum este trecerea la euro, trebuie să înceapă cu un prim pas. Acesta a fost primul pas. Important este să ne oprim la el, dacă vrem să trecem la euro. De acord. Și acum întrebarea, sigur, așa zis, dificilă. Am urmărit dezbatele, sigur, cred că am citit parțial și acest studiu. Mie mi se pare, în general vorbind, permis să spun acest lucru, zona, discursul, dacă vreți, atitudinea parcă prea prudentă a Băncii Naționale vis-a-vis de această temă. Nu credeți că ar fi mai bine ca să avem o atitudine mai tranșantă în favoarea adoptării monedei euro care să vină chiar de la Banca Națională? Da, sigur, dacă nu să aveți acest... Asta e senzația mea, cel puțin. Senzație, că s-a intrat să interpretare că nu există suficient de ferm faptul că trecerea la euro nu este un proces negociabil. Este o obligație pe care ne-am asumat-o și nu avem ce negocia, de fapt, aici. Poate că este și vina noastră, dar... Ceea ce încercăm să spunem, că și o spunem și poate de aici se ies în evidență mai mult rezervele decât ceea ce sunt în spatele acestei afirmații, este că trecerea la euro nu este un panaceu și nici nu poate fi făcută oricum. Ea trebuie făcută obligatoriu, dar nu oricând, nu oricum și nu rezolvă multe din problemele structurale ale României. Până la urmă, rezolvarea problemelor structurale permite trecerea la euro și nu invers. Și cred că noi insistăm foarte mult pe acest tip de mesaj și poate de aici zona de sau interpretarea că avem o doză de scepticism în privința trecerii. Nu avem doză de scepticism. Avem o serie întreagă de probleme pe care nu le-am rezolvat, nu le-a rezolvat nici studiul, că studiul până la urmă, sau raportul până la urmă este un studiu, nu o decizie luată. Și până nu se tranșează aceste decizii de reforme structurale pe care le luăm, și anume, de fapt, să nu semnalizăm dreapta și să o luăm la stânga sau invers, ca să nu se interpreteze neapărat pe bază unor ideologii politice ceea ce am spus, până nu facem un lucru simplu, semnalizăm dreapta și o luăm dreapta, vom avea mereu scepticism în legătură cu procesul de adoptare a euro. Am înțeles. Cred că ați definit foarte corect așa sentimentul meu, de acord. Mulțumesc pentru această intervenție. Felicitări pentru această idee legată de Ziua Porților Deschise. Vă mai așteptăm și cu următoarea ocazie, sigur, aici la profit.ro. Mulțumesc, Dan Suciu, pentru intervenție. Așadar, a fost Dan Suciu, purtător de cuvânt al Băncii Naționale. O idee interesantă mi s-a părut și înțeleg că a avut chiar și priză la public această idee a zilei porților deschise la BNR. Ne întoarcem la agricultură, dar aș vrea până atunci, domnule Voicu, opinia a dumneavoastră legată de zona euro, de aderarea la zona euro, de adoptarea monedei euro de către România. Cum vede un antreprenor, cum vedeți dumneavoastră un om care, sigur, care are experiență în zona economică, această temă? Personal îmi doresc să se întâmple lucrul acesta și deja cred că ar fi momentul să ne concentrăm asupra acestei aderări, pentru că
Da, au trecut deja mulți ani de la intrarea României în Uniunea Europeană și cred că nu putem spune că suntem cu adevărat europeni până când nu avem și o monedă euro în țară, care ar asigura un echilibru și un tratament mult mai bun mediului economic și de business de la noi. Noi suferim foarte mult astăzi din cauza faptului că nu suntem acolo și pe mine mă dor foarte mult comisioanele. Nu pot să uit că zilele trecute comisioanele bancare? Băncilor din România atunci când fac niște plăți externe și am plătit de două ori câte 800 de euro doar comision de transfer, ceea ce nu cred că este în regulă, dar mă rog, nu doar eu un punct de vedere, doar și din acest punct important de vedere. Da. Nu, e bine că până la urmă e un element foarte concret. Da, noi ne-am putea raporta mult mai bine la productivitatea europeană și la competiția europeană. Cred că aici mare, dacă am una avea dintre marile probleme. Eu cred că, de fapt, surpriza ar fi plăcută, pentru că ar oferi o stabilitate mai mare mediului economic de care noi avem nevoie și în felul acesta ne-am scutit, să zicem, de anumite griji și ne-am focusat mai mult pe creșterea afacerilor decât pe aceste de acord, comisioane și alte elemente birocratice care vin de aici. De acord, doar două chestiuni așa mă inspiră ceea ce spuneți. Pe de o parte, sau nu știu, sunt curios dacă vă propuneți, ați vorbit despre afacerea dumneavoastră din agricultura, a compania pe care o conduceți, ea va avea la un moment dat sau are oarecum o productivitate, pentru că vorbeam, relativ apropiată de fermele europene. Asta este prima chestiune. Și a doua, ați văzut, Dan Suciu vorbește, eu spun că pe bună dreptate, eu sunt un adept al adoptării monedei euro cât mai repede, dar Dan Suciu vorbește despre reforme structurale. Bun, aici intrăm într-o zonă de macroeconomie. Și atunci începeți dumneavoastră cu cum vedeți aceste lucruri, cu care doriți, fie cu ferma sau cu partea macro. Bun, haideți să vă spun cum abordăm noi partea asta de agricultură într-un context european, să zicem, da? În momentul în care ne-am organizat, am considerat că avem nevoie și de o expertiză, poate la un alt nivel decât cea locală. Și avem un expert din Olanda, care ne ajută foarte mult în analiza și tratamentul pe care trebuie să-l facem asupra solului, asupra terenului în sine și, evident, și în ceea ce privește cultura propriu-zisă a plantelor. Și încă un element important pe care nu l-am menționat până acum, a fost o întâmplare, nu ne-am propus noi lucrul acesta, dar din cele 2800 de hectare, 2400 sunt exploatate în regim ecologic. Deci facem o agricultură de top, să spunem. Este mult mai greu să cultivi într-un regim ecologic decât într-un regim clasic, pentru că trebuie să ai o grijă mult mai mare față de plante și tratamentele sunt mult reduse, cu totul diferite, inclusiv dotarea cu utilaje este diferită. Aha. Da. Deci s-a întâmplat, dar ați rămas pe această variantă cu această fermă, nu? Sigur că da. Ca să faci cultură ecologică, există niște certificări din 5 în 5 ani și, evident, alte certificări anuale în ceea ce privește recolta propriu-zisă. Și controle inopinate ale diverselor instituții, iar companiile care te certifică în acest segment, de regulă, nu sunt românești. Sunt companii mari europene care acordă acest tip de certificat. Deci au un tip de credibilitate, să spunem, da, din acest punct de vedere. Plecând de la acest lucru, noi va trebui să facem foarte mult export, pentru că nu există cumpărători în România pentru cultură ecologică, din păcate, cel puțin deocamdată. Și iată că deja vorbim de o integrare europeană. Iar în ceea ce privește productivitatea, cu siguranță suntem la nivelul european în agricultură. Ați văzut că recoltele de porumb au fost cele mai bune în România. Din Uniunea Europeană. Exact. Și nu numai. Dar de unde vin aceste recolte? Vin, în primul rând, dintr-o exploatare cu utilaje noi, performante. Și vreau să vă spun că dacă nu îți permiți sau dacă nu ai această dotare care costă
care te răsplătește ulterior, n-ai cum să faci performanță. De aceea, cred că e nevoie de o exploatare în suprafețe mari și fermele de familie, cel puțin pentru cultura mare de cereale, nu sunt eficiente. Nu sunt eficiente. Uh-huh. Da. Ați cumpărat sau ați luat aceste utilaje despre care vorbiți într-un leasing sau în leasing sau puțin? În cea mai mare parte, pentru că oferta furnizorilor deja este legată de parteneriate cu companii de leasing și la nivelul dimensiunii pe care vă spuneam, noi investim în acest an în utilaje peste 3 milioane de euro, ca să vă faceți o idee. Este o investiție foarte mare. Lucrați și cu vreo bancă? Lucrați cu credit bancar? Pentru că de fiecare dată când vorbesc cu, sau de multe ori când vorbesc cu agricultorii, mai mici sau mai mari, spun că au o problemă cu bănci. Da, lucrăm cu mai multe bănci, pentru că e firesc să nu ai doar o relație cu o instituție bancară și evident, ne-am finanțat și de acolo. Agricultura presupune acest ciclu în care investești câteva luni pe an și doar la final, la momentul recoltei, poți să-ți plătești datoriile. Dobânzile sunt mari sau sunt mici? Pentru că, iarăși, este aproape o cutumă de fiecare dată când vorbim cu antreprenorii, vorbesc despre dobânzi prea mari. Sigur, fac totdeauna diferența între dobânzile din România cu cele din afara Uniunii Europene, dar încă o dată, cred că lucrurile sunt un pic diferite, nu știu acum. Sigur că da, dobânzile... Aveți alte, sunteți într-o altă zonă de cunoștință, poate și... Dobânzile sunt mari sau mici, depinde de perspectivă. Da, sunt mari dacă ne raportăm la dobânzile din Europa, dar vorbim și de riscuri, deci... E firesc să fie mai mari decât în alte țări unde stabilitatea și riscurile pe care le implică un anumit tip de administrare sunt mult mai mici. Da? Dar dobânzile sunt rezonabile. Nu ne plângem de dobânzi neapărat. Ne putem face treaba cu aceste dobânzi. În agricultură, în schimb, subvențiile sunt un element important și aici ar trebui să știm să ne protejăm agricultorii și să încurajăm, în opinia mea, să facă agricultură performantă, să-și permită acest tip de utilaje. Imaginați-vă că noi administrăm terenurile a peste 1500 de mici proprietari. Nu știu ce altă soluție ar fi avut, pentru că în proprietăria s-a făcut, cum știți, pe diverse fâșii și bucățele și e foarte greu să te asociezi. Vă dați seama, dacă ar trebui să fie o cooperativă agricolă cu 1500 de asociați, persoane, persoane, cred că era o întreprindere foarte greu de făcut și atunci modul acesta de organizare pe care l-am implementat și noi, cred că este unul potrivit pentru momentul de față. De acord. E vreo șansă, spre exemplu, ca după un an, doi, după ce vor vedea, eu știu, performanța pe care o fac cu dumneavoastră, să și cumpărați teren? Sau sigur, vă propuneți așa ceva? Sau da, noi momentul? Ne-am propus și evident că avem și un drept de preemțiune conform legii. Cumpărăm teren de la cei care vor să ni-l vândă și nu spun că nu ne bucură lucrul acesta, dar în business planul nostru, ca să vă faceți iarăși o idee, ne-am propus ca 25% din teren să fie în proprietate și restul să rămână în arendă. Și lucrul acesta vine tot dintr-o rațiune economică. Este mult mai eficient să exploatezi terenul agricol decât să imobilizezi o sumă mare de bani în teren, pentru a-l cumpăra, în proprietatea terenului. Da. Randamentul pe care, tot așa, l-am luat noi în calcul, e undeva între 5-6% pe an din aprecierea prețului terenului pe 10 ani. Deci am luat în calcul o dublare a prețului terenului. Poate am fost conservatori, dar ne place să fim conservatori atunci când vorbim de niște promisiuni. Da, și nu... Depinde ce se întâmplă la nivel macroeconomic. Dacă mai vine o recesiune, s-ar putea să nu fi fost conservatori, să fost optimiști. Dar bun, e doar o... Vom vedea. Vom vedea. În fine, putem... Poate că nu va veni acea recesiune. A rămas o întrebare din urmă. Subvențiile sunt plătite la timp, pentru că Ministerul Agriculturii totdeauna ne spune și ministrul ne vorbește despre faptul că sunt da, din câte știm noi, n-am apucat să fim beneficiari subvenții, pentru că acum în luna mai este ultimul termen de depunere a declarațiilor la APIA pentru culturile din acest an și suntem în acest proces. Dar exceptând anumite situații în care probabil sunt litigii și nu e clar cine a lucrat terenul sau dacă l-a lucrat, de regulă nu cred că există plângeri mari pe zona de încasarea subvențiilor.
Bun, mai aveam o întrebare, dar poate să mai explicăm foarte succint. Companie holding, companie de management, mi se pare logic. Cei care vin alături de noastră, mă refer aici ca acționari sau care vin, cum spuneați, cu o fermă sau care vor să devină acționari, intră în compania de holding, da? Nu neapărat în compania de management. Holding, compania de investiții. Compania exact. De investiții. Și devin acționari în această companie. Nu știu, puteți să-mi dați o cifră cât sunt în compania de holding și cât sunt în compania de management? Ca să suntem 5 membri fondatori în compania de management și am investit și noi în total o sumă de 600.000 de euro în compania holding de investiții. Iar am ajuns în momentul de față la aproximativ 20 de investitori pentru că am rămas selectivi. Nu vă grăbiți să, cum spuneați, nu ne grăbim, există un optim și în ceea ce privește atragerea de capital și, într-adevăr, nu am acceptat decât sume relativ mari în momentul de față. Evident, în momentul în care va fi o companie publică, ea va accepta orice. Se va tranzacționa la... Da, da. Cum se numește compania? Holde Agri Invest este compania holding și Holde Agri Management este compania de management. Am înțeles. Mai rămăsese o întrebare poate legată de reforme structurale, de macroeconomie, de deficite, nu știu, ne vorbim foarte des, nu știu cum le priviți dumneavoastră în acest moment, care înțeleg că sunteți totuși concentrat pe business, pe temele, să spunem, pe indicatorii microeconomici, dacă îi pot numi așa, și poate mai puțin pe macro. Dar cum vedeți zona, evoluția economică a României? România a beneficiat de un context regional și chiar de un context global și în continuare cred că ne bucurăm de un trend favorabil, dar din păcate n-am fost suficient de prevăzător și să punem ceva deoparte pentru vremuri mai grele. Mai complicate, poate. Mai complicate, da. Și nu s-a investit suficient. Infrastructura lasă mult de dorit. Adică vorbim, cred că, de niște lucruri pe care cu toții le simțim și le cunoaștem. Este un regret pe care cred că îl avem. Nu știu în ce măsură schimbările vor veni la timp. Pe mine ce mă doare foarte tare este nivelul birocrației din această țară, care este copleșitor. Și nu vorbesc neapărat de agricultură. Probabil că în agricultură lucrurile stau relativ bine față de alte domenii. Și... Dați-mi poate un exemplu care de care v-ați lovit în ultima perioadă, așa, ca să... Probabil ANAF este... ANAF, da? Acolo este un bun exemplu, să zicem. Da, unde trebuie să stai la coadă uneori să plătești impozitele, dar asta e o altă problemă. Okay. Da, și în general administrația publică. Administrația. Deci legătura cu administrația mi se pare complicată. Și cu agențiile guvernamentale, agențiile de reglementare, acolo este un nivel al birocrației dus la extrem. E în regulă. Bun, discutăm iată despre agricultură, despre această investiție pe care ați realizat-o. Ne dați și câteva nume de parteneri ai dumneavoastră sau măcar membrii fondatori, ca să nu... Pentru că i-am văzut, sunt persoane interesante. Liviu Zăgan este arhitectul de care vă spuneam și suntem foarte bucuroși că a luat această decizie de a se converti, să zicem, la agricultură, cu toate că a rămas în continuare și partener într-o firmă de arhitectură foarte mare, cu peste 50 de angajați și face proiecte foarte mari în București și nu numai, deci este un profesionist și pe partea de arhitectură, dar acolo are deja lucrurile setate și sunt mai mulți parteneri și acum se ocupă poate concentra și pe zona o proporție aceasta, foarte mare de agricultură. Robert Maxim de la Insight Management, o firmă de consultanță și are și el un portofoliu de clienți foarte bun. Spunea la un moment dat că și-a făcut firma din dorința de a servi interesele companiilor românești și a ajuns să aibă 80% din clienți multinaționale și doar 20% companii românești. Matei este celălalt arhitect de care vă spuneam, Matei Georgescu, care se ocupă de partea de dezvoltare și administrare
de terenuri, Alex Covrig, v-am spus și despre el câteva cuvinte, și cu mine suntem cei cinci care ați construit, să spunem, aceste... La, evident, eu sunt, să zicem, în nume personal, dar e vorba și de echipa CERT Invest, care pune umărul la dezvoltarea acestui proiect. Nu sunt doar eu ca persoană. Iar ceilalți acționari sunt de regulă antreprenori, avocați, sunt oameni care au reușit în carieră și se gândesc la o... Ați văzut că au mai apărut în presă informații. Avem un șeful corpului constanților fiscali, Camerei Constanților Fiscali din România. A, da? Dan Manolescu. Dan Manolescu, da, da, da. Chiar a fost invitat la noi relativ recent aici. Este unul dintre acționari. Ne bucurăm că e acolo și el. Da. Ne ajută, vă dați seama, pe partea de fiscalitate și nu numai. Doamna Angela Rapotan, unul dintre acționarii Arabesc. Domnul Cristian Pop de la Animax a făcut un exit de curând. Cornel Popa, avocat de la Țucă, Zbârcea și Asociații. Da, da. Nu știu, sunt... Irina Angel, probabil vă spune ceva, avocat de private equity, destul de cunoscut. Marian Șeitan de la Hitmail. Suntem în situația în care avem un număr de gulere albe, să le numim așa, care fac business în agricultură, nu? Doamna Daniela Nemoianu. Daniela Nemoianu, sigur. Deci avem o listă foarte selectă de acționari. Cu asemenea nume, puteți să mai, cu siguranță veți mai atrage și alți investitori de tipul acesta. Dar încă o dată, cum înțeleg gulerele albe agricultura? O văd doar ca pe investiție, poate? Sau, să știți că... Sau și o mică pasiune, așa. Să știți că lumea chiar vrea să meargă să vadă ferma la un moment dat și avem planificat în luna mai o ieșire, așa? Facem probabil cu toată lumea o adunare la, generală la iarbă verde. Data asta, da. Și este multă pasiune pe care am văzut-o la fiecare dintre, indiferent de suma investită sau de timpul alocat, am văzut că sunt foarte pasionați de domeniu și le place să fie informați mereu cu ce se întâmplă. Și din punctul ăsta de vedere ne bazăm foarte mult pe suportul pe care îl avem de la acționarii actuali și viitori. E un nou termen, mi-ați vorbit un pic despre acest lucru, dar acum vreau să văd cum priviți dumneavoastră această noțiune. Vorbim despre agrointeligență mai nou, sigur, ea reflectă un tip de tehnologie care intră în industria, în agricultură, îmi cer scuze. Cum o vedeți dumneavoastră și dacă aveți astfel de, eu știu, zone de tehnologie? Mi-ați vorbit despre utilaje performante, nu? Poate acesta este primul pas? Da. Ceea ce vom face noi și am început deja să facem este să cumpărăm tractoare moderne, semănători, tractoare combine și așa mai automat, departe, care cu sau fără, merg singure. Cu sau fără, deci ele sunt dirijate prin GPS, merg 24 de ore în 24. Aveți deja portofoliu așa ceva? Sigur că da, sigur că da. Avem deja monitorizarea. Deci fără operator uman? Operatorul uman stă în cabină și supraveghează și în ultima instanță intervine dacă apare ceva neprevăzut. Dar el nu mai conduce efectiv tractorul. Și doar urmărește, să spunem, tabloul de bord, dacă vreți. Exact. Iar lucrul acesta duce și la o precizie foarte bună, pentru că în loc să ai 20-30 de centimetri deviație de la linia dreaptă, deviația este de 2 centimetri doar. Și vă dați seama că nu se mai risipește materialul biologic sau îngrășămintele pe care le faci, plus că poate să meargă 24 de ore din 24. Deci poți să faci lucrări și noaptea cu aceeași precizie ca și ziua. Acolo unde vede bine calculatorul acolo, îți permite, sigur că da. Și totul se monitorizează dintr-un birou din București. Deci din perspectiva asta ne-am asigurat că suntem la zi cu tehnologia. Și evident ne uităm, deja avem și câteva companii cu care am început un dialog, pentru că suntem investitori, nu-i așa, și vrem să ne dezvoltăm, dar după ce am pus la punct acest business, e foarte posibil să investim și în agrotehnologie, să zicem.
Sunt culturile acelea pe suprafețe mai mici, de cu intensitate mai mare, cu randamente mai bune. Deci vrem să facem parte și din zona aceasta de business și sper să fie o diversificare care să fie pe interesul, pe gustul investitorilor pe care avem. Bun, spuneați că aveți sau lucrați la fermă cu 1000 de oameni, spuneați, sau aproape 1000? Nu, sunt 1500 de fermieri. La fermă se lucrează cu 20 de oameni. 2800 de hectare cu 20 de oameni, unde ai mulți pasnici și personal, nu știu, contabil și așa mai departe. E o problemă de fluctuație de personal, pentru că totdeauna auzim acest lucru, deficit de forță de muncă sau mai puțin? N-am avut, cel puțin deocamdată n-am avut. Dimpotrivă, am renunțat la câteva persoane care n-au avut comportamentul adecvat și, cum vă spuneam, tehnologia mai reduce puțin și din nevoia de personal. Dar cred că în agricultură deocamdată nu există pericolul acesta de a nu găsi forță de muncă. Ok, e o altă abordare, să spun așa. Mă bucur să aud și lucrul acesta, pentru că de fiecare dată vorbim despre deficit. Despre oameni care merg în mediul rural, care fie sunt plecați din țară, fie nu sunt foarte dispuși să lucreze. Depinde de ce zonă din agricultură vorbim. În ceea ce privește partea pe care o dezvoltăm noi acum, n-am simțit deocamdată o nevoie. Probabil că ar fi interesant de menționat și faptul că suntem pe cale să achiziționăm un siloz acum, pentru că, având în vedere cultura ecologică, ea se depozitează pentru certificare și nu se vinde exact la recoltare, se vinde la o săptămână, două, cu toate trebuie actele silozată, în regulă și trebuie însilozată. Și iarăși am găsit pe piață mai multe variante, pentru că s-au făcut niște silozuri în ultima vreme și pe fonduri europene sau investițiile unor companii. Deci, din acest punct de vedere, e un moment foarte bun de a intra în acest business în agricultură. E regulă. Mai avem doar două minute, din păcate. Vă rog. Două întrebări scurte și o concluzie. Prima este, auzim foarte des că agricultura românească nu reușește să ducă lanțul de valoare, adică să exportă materie primă brută. Este cu adevărat brută. O problemă. Da, deci este aici o problemă. Avem o problemă, poate o să o detaliem cu următoarea ocazie. Și doi, spuneați că veți merge mult pe piețe de export. Ați găsit în acest moment, căutați, ați găsit ceva furnizori pentru, pardon, beneficiari ai produselor dumneavoastră? Suntem în contact cu niște trader sau cu beneficiarii pe care i-a avut acest business înainte de a prelua noi business-ul și, din acest punct de vedere, chiar nu ne facem o problemă majoră, pentru că pe cultură biologică, pe cultură ecologică, trendul este crescător și în ceea ce privește prețul și în ceea ce privește cererea. E o cerere constant crescătoare și, din acest punct de vedere, iarăși, probabil, nu vom avea deloc o problemă de a valorifica. Bun, o ultimă întrebare de final este întrebarea clasică, să spun așa. Dați-mi, vă rog, o privire spre viitor, dar am văzut, viitorul peste 3 ani este a duce compania la bursă. Anul acesta, cum îl vedeți, cum se va încheia sau și cum se va derula din punctul dumneavoastră de vedere? Anul acesta agricol, dacă agricol, e să mă refer, care a început anul trecut în toamnă, el, da. Începutul n-a fost unul de nota 10, să spunem așa, pentru că deja producția de rapiță a fost compromisă. Și anul acesta, și anul trecut, dar și anul acesta s-a întâmplat acest lucru. Însă, ca să faceți o idee, în loc de rapiță, acum semănăm peste rapiță floarea soarelui și pierderea pe hectare undeva la 10 până în 15 euro. Deci este suportabilă în ultima instanță. Deci depinde foarte mult și de factorii meteo și depinde și de cum îți faci treaba. Pentru că dacă în agricultură faci lucrările corecte la timp, natura te răsplătește până la urmă. E important să știi ce ai de făcut și să o faci la momentul potrivit. Ok, mă bucur. Am avut astăzi un domn cu costum, cu cravată, cu guleral, cum ne place nouă să spunem, cu care am vorbit 90% din emisiune despre agricultură. Eugen Voicu, antreprenor, a fost alături de noi. Mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și ca de obicei vă invit să rămâneți pe televiziunea Profit.ro. Vă doresc o seară bună. Ne revedem mâine. Toate cele bune!